Eu ador să le ascult pe fete și vreau să savurați și voi astăzi una dintre cele mai noi piese ale Victoriei, Ștefănie Țana, Maria Boboc și Doina Boboc. Au venit azi să ne colinde împreună cu micuța Nicoleta, dar o cunoaștem pe Nicoleta, o revedem un pic mai târziu. Nicoleta, îți place colindul? Fetelor, veniți, vă rog, lângă mine. Mi-a fost dor de voi. Iarăși, în ajun de sărbători, v-ați reunit trioul, încăpem toate. Nicoleta, vin un pic, puțin mai aproape, așa. Când reușiți să vă refaceți repertoriul, să-l completați, să-l înnuiți, dacă nu tot anul sunteți împreună, nu, Doina? Ne organizăm, nu tot anul suntem împreună, asta e. Când vin, repejor în studio și imediat la dumneavoastră. Facem câteva piese, la o seară perfectă, da, la evenimente, da. La restaurantul în care clienții vă așteaptă cu mare dor, drag. Acolo facem și repetiții. Acolo și repetiții. Zise, da. Faptul că, uite, seriile mai cântați într-un local din Chișinău v-au adus clienți, v-au făcut mai populare? Desigur, foarte multă lume am cunoscut de acolo și, după cum am mai spus o dată, acolo avem parte de un public foarte select. Așa este. Și de care faci parte și da. Tu. Wow, și ne bucurăm foarte mult. O dată în săptămână, da, sunt acolo. Ne bucurăm foarte mult că te vedem des acolo. Mulțumesc. Și de aceea, într-adevăr, am făcut mulți prieteni am făcut acolo, la Vatra Neamului. Vreau să o salut pe Nicoleta, care e așa tăcută. Ții minte când ai venit prima oară la O Seară Perfectă? Te urcai și aici, și aici. Ai crescut și te-ai făcut mai cu minte? Eu cred că tu ai scris o scrisoare lui Moșu și i-ai cerut niște daruri atât de mari că ți-e frică să fii cumva mai obraznică ca nu cumva să nu le primești, nu? Nu? Ce ai scris lui Moșu? Ce așteptări ai de la Moș Crăciun? Aștept să dăm niște pixuri cu străluci. Niște pixuri cu străluci, da, trebuie tot anul să le aștepți în timp. Așa, bomboane, cred, nu? Sau bomboane tot ai tot anul. Ai mai zis că vrei. Dar ceva ce nu ai primit de la părinți pe parcursul anului și doar Moșu poate să-ți aducă. Ce-ar fi asta?
Nu? Sunt foarte multe cadouri la toate publicitățile de pe posturile românești. Deci îmi zice, vreau asta să-mi aducă moșul, vreau asta, vreau asta. Deci pe toate le vrea. La fiecare pauză de publicitate am ceva. Ea nici nu știe ce vrea, pentru că când le vede, pe toate le vrea. Așa. Dar moșul aduce doar un cadou. Noi când vedem, când se înmulțește armata de copii care vine la o seară perfectă cu trebuie o vatră neamului? Eu cred că în curând, poate chiar următoarea dată când ne vom întâlni, ușor, ușor o încadrăm și pe fetița mea, Bianca. Ce Elena, face Bianca? Nu? Cât are acum? În 2 ani și 4 luni. O, învață cu Lelea Ana Maria Moș Crăciun cu plete de albe. Cam, tot cam greu, dar, repete, dar succese sunt, progrese sunt. Deci, ce înveți tu, Ana Maria? Moș Crăciun cu plete de albe. Ce frumos. Fetelor, continuăm discuția, dar peste un minut, două. Vreau să vă spun că se dezbracă în fața oamenilor într-o bibliotecă din capitală. Nu se dezbracă de haine, ci de griji și dor. Lucia Brainstorm lansează azi primul volum de poezie, iar colegul meu, Andrei Nisteanu, este acum la lansarea cărții. Andrei, bună seara! Ce se întâmplă acolo? Bună seara, Lulica, bună seara! Dragii noștri, să știți că Lucia Brainstorm astăzi își lansează primul volum de carte, iar dacă îmi permiteți, eu am să vă citesc un catren din propria carte a Luciei. Drumuri, multe drumuri. Asta lasă